rugă mai frumoasă și iubită ca rapid. Rapid, rapid, luptă dacă ne iubești. Salutare, rapidiști! Joacă Rapidul, nu se poate să n-avem niște emoții, speram să fie un meci mai liniștit, n-a fost, dar partea cea mai bună, cea care contează, e că punctele sunt la noi, sunt ale noastre, câștigăm cu 2-1, chiar dacă pe final am avut ceva emoții, mai punem 3+ în clasament și ne gândim la ce urmează, la etapele viitoare, așteptăm reacțiile jucătorilor după un meci în care au avut de muncă. Au avut mult de alergat și de luptat și poate asta face victoria mai dulce, mai importantă. Vorbim cu Tavi Chihaia și cu Lucian Goge. O repriză secundă nu foarte spectaculoasă, mai ales din punctul nostru de vedere, și un final în care Oțelul a încercat să ia cât mai mult și, din fericire pentru noi, nu a reușit să marcheze. A marcat doar un gol. Da, să zic, în ghilimele, problemele au început să apară în momentul când a renunțat la sistemul cu trei mijlocași central și cu un atacant și a introdus al doilea atacant. Au început să pună un pic de presiune, însă nu au avut situații clare sau ocazii mari de gol. O prestație onorabilă a Oțelului, deși n-au avut foarte multe situații de gol, dar o prestație onorabilă. Iar golul a venit oarecum întâmplător, pentru că dacă nu apare acest gol, nu mai este acest forcing de final. Era normal, a fost un pic de dezorganizare, mingi aruncate de haos, mingi aruncate, este normal. Au profitat aici de talie, pentru că au urcat și fundași și centrali, lucru care, așa, în economia jocului, au fost punctul slab, din punctul de vedere, linia de fund. Foarte rigidă și fără viteză, imobilă. Dar, repet, dacă nu apărea acest gol venit oarecum întâmplător, nu cred că ar fi fost, n-ar fost presiune mare. N-ar fi fost. Într-adevăr, n-am controlat jocul așa cum ne-am fi dorit. Bine, n-aș vrea să discutăm în cheia asta a reprizei secunde. Până la urmă am câștigat. Și e o victorie importantă, Luci, să nu uităm că Oțelul, așa cum poate, nu știu, unii zic că e Oțelul Galați, că nu e o echipă de prim plan, dar e o echipă care abia astăzi a pierdut primul meci în deplasare. Să nu uităm, a bătut în deplasare la FCSB, a luat mare parte din punctele pe care le are în clasament din meciurile în deplasare. Da, într-adevăr, este o echipă foarte, foarte agresivă, care îți spune multe probleme, bine pregătită. A doua repriză au profitat un pic de, nu știu, de relaxarea Rapidului, să zic așa, nu știu, mai ales pe final, deja era 2-0, jocul nu spunea nimic și acel out și neorganizarea din apărare a dus acel gol al celor de la Galați și era normal ca pe final Rapidul să tremure puțin, dar per total eu cred că Rapidul a controlat meciul și sunt bucuros că a reușit să ia cele 3 puncte, pentru că au nevoie pentru economia clasamentului și pentru play-off. Da, arată bine clasamentul în momentul acesta pentru noi, arată așa cum trebuie în situația în care suntem pe locul 3, adevărat, la egalitate de puncte cu CFR Cluj, golaverajul face diferența și avem meci cu ei, etapa viitoare, meci pe care și putem să trecem atunci peste ei. 8 puncte față de primul loc, dar FCSB încă n-a jucat, dar are un meci greu cu Farul. Puncte bune adunate pentru ceea ce va să vină. Puncte bune anuale. Așa, puncte bune sezonul are, pentru că din acest moment, din 2024, zic că ar trebui mai degrabă să ne uităm la clasament și să și înjumătățim punctele în cap, pentru că cam așa ar trebui să privim, nu știu, CFR Cluj, FCSB să aibă 25 de puncte și noi 21. Da, până la urmă, 3 victorii din 3 demonstrează ceva, demonstrează
putere, chiar dacă poate unele puncte au fost luate în extremis, răsturnări de situații, până la urmă este o muncă a băieților și trebuie apreciată și trebuie să fie o fundație pentru ceea ce urmează. Oricum, legat de jocul de astăzi, un sistem nou jucat de noi și încercat, și eu de mult visam, eu personal, ca antrenor, să văd un 4-4-2 clasic. Și asta s-a întâmplat astăzi. Cel puțin prima repriză a fost foarte, foarte bine interpretat și aici mă refer în principal la evoluția atacanților, pentru că mereu au fost sub linia mingii pe fază defensivă, au făcut efort mare și mereu pe tranziții au speculat apărarea care stea foarte sus a oțelului. Completând cu calitatea jucătorilor, a ieșit acel 2-0, care nu a fost întâmplător, a fost un 2-0 muncit, organizat și jucat pe calitățile jucătorilor noștri. Am cam primit răspunsul la întrebarea dacă Albion și Borisav Burmaz pot să joace împreună. Pentru că uneori doi atacanți foarte buni e posibil să nu încapă în aceeași teacă. Posibil să încerce să iasă mai mult în evidență câte unul dintre ei, dar astăzi mi se pare că au ieșit pe rând în evidență, au și conlucrat foarte bine împreună și au și avut execuții terminate cu gol amândoi la momentele potrivite, nu, Luce? Da, din punctul meu de vedere sunt doi atacanți diferiți, cu profil diferit, adică Rahmani pleacă mai mult pe spații și este mult mai combativ, să zic așa, iar Gurmaz este un jucător care intră foarte bine în combinații, are și execuții foarte bune și ca drept dovadă la golul 2 nu s-a aștepta nimeni să aibă o așa execuție, poate cei de la Galați se așteptau să paseze undeva și calitatea lui a făcut diferența, adică cei doi în seara asta cred că au fost la înălțime și datorită lor Rapidul a obținut cele 3 puncte. În Matavi mai dădea așa în tinerețe. Mai rar, dar am dat și așa. Le mai găsești de la distanță. Da, da, da. Oricum, execuția este una de atacant pur sânge, de fotbalist care vrea și poate în același timp, pentru că exact așa a vrut să dea, s-a uitat, a pus ținta pe colțul lung. Asta demonstrează și o tehnică foarte bună a jucătorului, tehnică de lovire, încredere, că o spunea și Luci, până la urmă a fost o poziție un pic laterală, putea să intre foarte ușor în combinație, nu e un gol ușor și nici de portar nu pot să spui, este o execuție pură. Să dea Dumnezeu să continue așa, pentru că fotbalul spectaculos și format de jucători de valoare duce la așa ceva. E, și mai e o chestie, Bluci, despre fotbalist se spune că e nevoie de o perioadă de adaptare. Albion a venit și mi-aduc aminte două duble în două meciuri consecutive. Burmaz a venit, 3 goluri extrem de importante în 3 meciuri consecutive. De aici nu se poate decât mai bine. Da, e clar că a venit cu o foame de performanță și el și Rahmani au venit cu o foame de performanță să se ridice, pentru că Rapidul e o rampă de lansare și ca drept dovadă asta cred că face și diferența între jucătorii români și jucătorii străini, mai ales cum sunt ei, că majoritatea sunt de acolo din zona în care au foame și își doresc să facă mai multe lucruri decât suntem noi și noi dacă reușim să marcăm un gol, deja ne trebuie vreo 2 luni să ne bucurăm de golul ăla și apoi ne dăm seama că a trecut anul. Asta e diferența între jucătorii de afară și jucătorii români. Da, mă bucur pentru ei, mă bucur pentru Rapid că a avut acest început foarte bun de an și dă dovadă că o echipă mare și atunci când joacă mai puțin bine reușește să câștige. Da. Pare că Rapidul s-a metamorfozat așa un pic după ce a trecut pauza de iarnă, pentru că parcă nu eram neapărat obișnuiți ca în momentele în care lucrurile să nu funcționeze bine de la un capăt la altul, să ieșim și bine la final. Asta e un lucru normal în fotbal, în momentul în care evoluezi și în momentul în care crești ca și echipă. Te referi vis-a-vis de sfârșitul de campionat? La ce te referi? De faptul că meciul cu Craiova n-a fost unul grozav până la un punct, meciul cu Dinamo n-a fost nici unul grozav până la un punct și astăzi la fel, pe final am pierdut jocul din mână, dar am câștigat.
Dar nu e vorba că am pierdut jocul din mână. Astea sunt lucruri normale la fotbal. E vorba de, aici e vorba de moment psihologic. Știi că discutam de importanța primelor 15 minute sau ultimelor 15 minute. Este normal. Până la urmă, Lozinca cu 2-0 e cel mai periculos rezultat. La asta se referă. Se referă că e un puseu de moral al echipei. Și dacă n-ar fi trecut centrul terenului, în momentul când ar fi dat un gol în 89, îți dau un exemplu, este normal să te gândești că se poate întâmpla orice. Orice minge putea să fie aruncată în careu și un carambol, un clinci, un duel, un dezechilibru, cu noroc apare și al doilea gol. Asta este, de asta 2-0 este cel mai periculos rezultat. Dar nu e, hai să, cum să spun eu, să vedem lucrurile bune făcute, pentru că această schimbare pe care o are Rapidul acum se datorează în primul rând perioade de pregătire, revenirii de jucători și aducerea noi jucători. Chiar dacă e vorba de decembrie față de ianuarie sau de Craiova față de astăzi. Jucătorii au mai căpătat omogenitate, se simt, antrenorul a alcătuit altfel formația, schimbările sunt altfel. Tu, jucătorii noi, ajungi să-i cunoști trecând timpul ăsta. Și vezi, chiar dacă el îți vine cu un post dedicat, bă, ăsta este extremă stângă, vezi că sunt momente în care poate să joace în dreapta pe picior bun, cum s-a întâmplat cu Krasniqi astăzi. Era normal, un pic, nu ilogic, diferit pentru sistemul de 4-4-2, a fost piciorul invers de pe partea stângă. La 4-4-2 ai nevoie ca mijlocaș lateral să se centreze, să te aducă mingea în careu. Deci este o explicație, este un drum bun, eu cred că o să fie foarte bine. E foarte important ce se întâmplă și în meciurile directe cu echipele din de sus. Da, și una dintre acele partide va fi chiar săptămâna viitoare, dar până să vorbim de meciul cu CFR Cluj, finalul de joc, ni l-a arătat și pe Ioane, pentru că nu prea l-am văzut în timpul partidei. A avut o intervenție de portar mare, adevărat, s-a ridicat, nu a fost offside la acea ultimă ocazie a celor de la Oțelul, dar n-aș trece peste intervenția lui Marian. Pentru că de Horațiu vorbeam în continuu, evident, pentru că ne și dădea motive, avea intervenții extrem de bune, dar Marian, un portar care... De obicei la portar se spune că dacă nu ești în priză, e posibil să te surprindă. Poți să te întrerup? Te rog. Scuze. Aceeași intervenție, foarte asemănătoare, a fost în minutul 1 cu Dinamo, dacă ți-aduce aminte. Și spuneam că este... Dublă intervenție. Da, este cel mai frumos, cea mai frumoasă modalitate de a-și face debutul la un club precum Rapid. Luce? Da, e un portar sigur, cred că singura diferență între el și Horațiu, cred că este jocul cu piciorul, cred că asta e singura diferență între ei. Horațiu era și pe un fond de încredere maximă și era normal, în multe momente chiar putea să joace decisiv multe faze, dar până la urmă, ca și portar, și cred că fiecare antrenor își dorește ca portarului să nu ia gol, nu să fie mijlocaș central. Deci cred că Ioane este un transfer bun și dă siguranță porții Rapidului. În același timp, că n-am apucat să vă întreb, tu, Luce, ai împărțit vestiarul cu Horațiu. Cum ai văzut transferul la Atletico Madrid? Da, sincer, ultimele zile când se vorbea că o să plece, chiar urmăream în fiecare zi, zic, băi, dar mi se pare că parcă nu mai pleacă odată. Tot mă uitam pe Digi, că tot vorbeau, aveam impresia că la un moment dat nu se concretizează nimic și când am văzut că l-au prezentat, parcă am trăit eu momentul lui, așa că s-a transferat acolo. Mă bucur pentru el și cred că mai ales vedeam că cei de la Digi sau nu știu cine comentau că ce face cu Naționala, păi când o primești o ofertă la Atletico Madrid, te mai gândești, adică oricum el oricând poate să plece oriunde și cred că are și șansa la un moment dat să joace acolo, adică nu știu de ce s-a ajuns așa, dar e important pentru el că a făcut pasul ăsta, mai ales că dacă stăm să ne gândim, eu cred că Horațiu, dacă nu reușea să plece în această iarnă, eu cred că avea o cădere psihologică foarte mare, pentru că s-a vorbit foarte mult de plecarea lui, a avut oferte și cu siguranță își dorea acest transfer pentru că are vârsta potrivită să poată să-și creioneze o carieră frumoasă. Și va avea, sunt convins. Tavi?
Nici pe tine nu am apucat să te întreb de Horațiu, nu ne-am mai întâlnit de când a devenit jucător de primera divisiune. Nu, eu cred că transferul lui, comparativ cu ce putem să-l punem în antiteză, cu Drăgușin, mă gândesc. A fost cel mai mediatizat este... și singurele mari din această Nu, perioadă. Dar este mult superior. Vorbim de Atletico Madrid, cu tot respectul, dar vorbim de Atletico Madrid, care este de zeci de ani, poate pot să spun, în Champions League, o echipă de top 10 campionate din Europa sau nu știu dacă din lume. Echipe, pardon, nu. Așa. Cum să nu pleci? Acum, sunt două aspecte. Suporterul echipei naționale se gândește la problema cu echipa națională, dar tu ca sportiv să ajungi acolo și să ajungi să aperi în Spania, în prima ligă, este ceva incredibil, este meritul tău, este meritul... Cam pentru asta te apuci de fotbal. Exact. Că de acolo ajungi la o concluzie, că după un anumit timp, nici nu discutăm, nici nu discutăm aspectul financiar aici, îl punem pe ultimul loc, deși e foarte important, dar vorbim de nivelul Atletico Madrid. După un timp decizi să pleci undeva, să aperi mai mult, poți să o faci și ajungi într-un loc unde poate mult 90% din fotbaliști în România nu pot ajunge. Asta e. Nu, este o decizie. Am foarte multe idei acum. Deci, plus faptul că Rapid a transferat la Atletico Madrid. Este, pentru mine este incredibil și încă o dovadă a faptului că aici lucrurile merg bine. E cam cel mai răsunător transfer din istoria Rapidului. E adevărat, nu neapărat financiar, dar... Nu discutăm de cel financiar. E echipa cu cel mai important nume care a luat direct un jucător de la Rapid, nu? Sper să nu greșesc. Păi nu, cred că a mai fost nimeni. Cred că... Am avut jucători în Bundesliga, jucători în Liga, cred că decât Alexioniță poți să... Și a fost și pe o sumă mare. În rest, eu nu discuta aspectul financiar. De rezonanța clubului. Pur și simplu impactul. Exact. Nici nu mai sunt mulți jucători care au plecat la un club atât. Și Nico și Săpunaru la un moment dat. Și nici la nivel de Superliga nu s-a întâmplat asta, că nu prea am transferat. Au plecat poate pe niște sume, dar în... Chiricheș poate. Da, mă rog, în fine. Să revenim la ai noștri în această seară. M-am bucurat înaintea partidei că l-am văzut pe Claudiu Petrila pe bancă și ne întrebam dacă va putea să intre. A putut, a intrat și a și fost în ritm, așa mi s-a părut. A sprintat. Da? E dovada faptului că e gata. E prag psihologic pentru el, da. E prag psihologic. Să sperăm că își va... Eu cred că ritmul lui de joc nu este ca înainte de a se accidenta, însă pentru el este un câștig enorm. Aceste minute este un câștig enorm acum. Și cred că ușor, ușor va reveni chiar și din postura de titular. Cam asta e urmarea logică, nu? E adevărat că între timp concurența a devenit destul de mare acolo, Luci. Și pe dreapta și pe stânga. Da, a devenit, dar așa cum a zis și voi, Krasniqi poate să joace și în bandă dreaptă și eu cred că Petrila, după un meci două, să-și intre puțin în formă, poate să facă diferența, pentru că e un jucător foarte... foarte bun în duelul 1 contra 1 și Rapidul chiar are nevoie de acești jucători în benzi. Și am văzut și astăzi schimbările, jucătorii veniți de pe bancă au dat totuși o liniște. În momentul în care un titular termină benzina, ai imediat o soluție. Cel puțin la fel. Una, două chiar. Soluție per jucător. Da, la urmă, da, cam toate 5 schimbările au fost cu jucători cu valori sensibile egale. Da, așa este, dar eu cred că și la extreme, mai ales, ai două, trei variante, pentru că la extreme, în situația asta, cam toți pot juca și stânga și dreapta. Nu, este o mobilitate foarte bună la jucători. În atac, dacă te hotărăști să joci cu doi atacanți, aici poate nu știi ce să faci dacă trebuie să renunți la amândoi cumva, la un moment dat, din diferite motive, cartonaș sau accidentări.
În rest, este un lot foarte, foarte echilibrat. Vine meciul cu CFR. Te aștept să jucăm tot cu doi atacanți și acolo? Nu știu ce să spun. E de vreme, e adevărat. Nu știu ce să spun. Dar va fi un meci diferit, e clar, față de cel cu... Da, nu știu ce să spun, pentru că este și în funcție de ce ar putea juca Mutu. Dacă joacă cu trei mijlocași, dacă... Sunt chestii de bucătărie internă, dar eu cred că și sistemul ăsta de 4-4-2 poate să-ți ofere o organizare defensivă foarte bună și prin prisma calității atacanților și o tranziție foarte rapidă. Da, va fi interesantă partida aceea cu CFR Cluj. Adrian Mutu e clar, cunoaște Rapidul foarte bine. Au mai venit mulți jucători între timp, dar știe mare parte din lot. Și mai e și un meci extrem de important acolo în clasament. Da, cred că este un meci care îți arată la ce nivel ești și eu cred că Rapidul poate să facă un meci bun și să dovedească că este echipa care se poate bate la primele două locuri, pentru că din punctul meu de vedere lupta la titlu cred că se va duce în trei echipe și cred că FCSB, CFR și Rapidul sunt cele trei echipe care au șanse egale sau să zicem că FCSB are un avantaj datorită punctajului pe care îl are acum, dar așa cum ziceai și tu mai devreme, când se termină campionatul normal, atunci lucrurile se pot schimba. Este important ca Rapidul până atunci să acumuleze cât mai multe puncte ca la final să aibă în primul rând locul de play-off garantat, pentru că încă nu e jucat nimic acolo. Da, e adevărat, campionatul e strâns, dar chiar n-aș vrea să mă gândesc la asta. În capul meu există... Cred că ăla este primul pas, să-și acapareze locul de play-off și apoi să-și vadă de treabă în continuare și să facă totul din liniște. Hai să mergem la vestiare, pentru că am vorbit despre Claudiu Petrila, i-am spus bun venit, ne bucurăm că l-avem din nou în tricoul al lui Vișiniu și acum îl și ascultăm. Clau, în primul rând, bine ai revenit. Ne bucurăm să te avem după atâta timp în teren. Cum te-ai simțit în teren după atâta timp? Bună seara! Da, am revenit în sfârșit după 3 luni de pauză. Sunt fericit că m-am refăcut și sunt din nou lângă băieți la fiecare meci. Sper să îmi revin cât mai repede la forma pe care o aveam înainte de accidentare. Și... Nu, ce să... Sunt fericit. La ce procent ești așa? Fizic. Fizic, cred că 40% din ce aș putea să fiu, dar pentru asta o să lucrez în fiecare zi în plus ca să remin cât mai repede. Sau când crezi că vei putea să fii titular? Asta nu știu să vă zic. Următor. După mine aș fi și meci următor, dar cu siguranță la Cluj. Am multe de lucrat încă la condiția fizică și cei din staff și tot asta. Mă voi bucura de fiecare minut pe care îl prind în această perioadă. Revenind la joc, a apărut la un dat că va fi ușor, 2-0, însă finalul parcă tipic Rapidului, mi l-am făcut greu. Da, din păcate am primit acel gol dintr-un out, ne-am făcut singur meciul greu, dar din fericire am și să ținem de scor până la final. 3 din 3, 3 victorii la limită, însă 3 victorii muncite. Cum ai caracterizat acest început de sezon și ți se pare că un început bun, nu contează că sunt la limite. Fie important să câștigă fiecare meci, indiferent de cum jucăm. Ați analizat altfel adversarul, ținând cont că n-au avut nicio înfrângere până acum în deplasare? Era o echipă... Da, am știut asta, dar nu ne-am speriat. Am jucat cât am putut noi de bine, ne-am făcut jocul și la final acum ne bucurăm. Cum vezi meciul de săptămâna viitoare cu CFR Cluj? La egalitate suntem pe locul 2-3 cu ei, meci cu Adrian Mutu, fostul nostru antrenor, la ei acasă, cum vezi acest meci? Va fi un meci foarte greu, cei de la CFR au echipă bună, domnul Adi Mutu este un antrenor bun, care cu siguranță va face treabă bună, dar noi vom merge acolo cu gândul la victorie și sperăm să obținem asta. Atmosfera cum ți s-a părut, stadion plin într-un meci cu Oțelul, frig afară, așa. Stadion plin la fiecare meci, indiferent cu cine jucăm. Le mulțumim că sunt lângă noi și sunt cei mai minunați.
Mersi. Atmosfera clar. Nota, nu s-a inventat notă pentru galeria Rapidului și pentru fanii Rapidului. Mă uitam între timp cât eram noi în live, Ermal Krasniqi afla că o să aibă un băiețel. A spart și el o minge cum a spart-o Jason Papo. O să vedeți imaginile pe pagina noastră de Facebook. Și vreau să mergem din nou rapid la vestiare, pentru că a venit și Albion Rahmani, marcatorul golului de 1-0, golul 8 pentru el în acest sezon. Leva, another goal, another victory, 3 out of 3 this year. How is it? It's the best way to start the season. I'm so happy for the team. I'm so happy we won all the games until now. So we keep going, and I want to thank everybody here in the stadium who was to see us. They celebrated with us in 90 minutes. They don't stop. So I want to say to them thank you so much, because they are our 12th player. How was the game? It looked easy after the first half. We had 2-0, and then on the first half we played very, very good. We was 100% focused, and after when we scored, we let the game, I don't know how to say, but we don't play like in the first half. So but the important, it's 3 points, so we have 3 points now, and we will keep going until the end of the season. How is for you to play with another striker next to you? It's good for me, because he will help me in when we do pressing, when we have the ball, because he can make me space. So this is good. I feel very good, and I hope we will beat every team like this. You have now 8 goals. The top scorer has 14, I guess. Do you think you can catch him? Of course, we have too much game until the end of the season. I don't say I will be top goal scorer, but I want to be. So I will push myself in every game. I will push myself until the last game. First of all, I want to win the championship with the team, and after, personally, I want to be top goal scorer. Why do you not? Think we have a chance for the championship? The of course we have, because we are close, but we will see on the playoff. We will see everything. What will gonna happen? What do you think about Ermal's fortune as a boy? I know it before, because they will give me the paper, and I will do everything for them. So I'm so happy for him. I hope his boy will gonna be like him. And his name is gonna be Albion, huh? I don't know. I don't know. If he want to be his son goal scorer, okay. The atmosphere, how is it? Perfect. It was, I don't know how to say one word for them. They are the best one. I want to say in the Romanian, but I like them so much, and I will miss them when my way finish on this team. Thank you very much. Thank you too. Leva, Lewandowski din Giulești, al 8-lea gol, 9 partide, cifre bune pentru un atacant. Senzaționale. Senzaționale. Și sperăm să continue așa cu aportul lui la echipă. Avem un atacant cu 8 goluri în 9 meciuri, Albion, și un atacant cu 3 din 3. Da. Sună bine, Luci. Sună bine, pentru că, până la urmă, cam asta e în fișa postului pentru un atacant, să marcheze și să creeze spații de joc, dar cred că golul îi liniștește pe toți atacanții și le dă continuitate și încredere. Bun, concluzii după seara asta, 9 puncte perfecte pentru acest început și cu gânduri bune și optimism la CFR Cluj, pentru că putem să câștigăm și acolo. CFR care, apropo, astăzi câștigă în minutul 94 la Petrol. Da, trebuie să ne bucurăm de ce a fost bine și să apreciem, să continuăm și să reglăm lucrurile care au fost mai puțin bune. Și cred că orice săptămână care trece peste acest lot nu poate decât să fie benefică la nivel de omogenitate și relații de joc între băieți. De ce? Da, o săptămână liniștită, să se bucure de tot ceea ce au făcut până acum și
până la meciul cu CFR deja se pot schimba multe lucruri. Au încă o săptămână de pregătire și cred că o să aibă liniște să pregătească meciuri foarte bine. Da, liniște care e extrem de importantă și pe care ne bucurăm că am regăsit-o. Anul trecut o căutam. În 2024 a venit cu puncte și cu liniște. Domnilor, vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc și vouă, dragi rapidiști. Un weekend frumos în continuare. Ne vedem sâmbătă să susținem Rapidul și să ne bucurăm din nou. Sper, evident. Hai, Rapid!